Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la Profe cu mustață! Păroase peste tot! Braț și pod! Nu uitați, ca de obicei, un Cocolix înseamnă un fir în profa mustaței! Haideți, unde simt! Ziceți, sigur, nu este vreo profesoară cu bandă izolatoare? De exemplu, am văzut ieri cu Cristina, ce mergeam cu Carolina la mall, o fată și de la distanță mă uitam așa, Cristina, fata asta are abdomen, dar n-avea, avea așa pe mijlocul burții, păr! Și era așa de tânără. Arată bine de la distanță. O linie de păr, care efectiv părea ca și mi-linie abdomen. Și Feri zice, ia uite ce abdomen are fata asta. Nu vreau să am așa. De fapt, avea păr! N-aveți păr pe abdomen, în concluzie, dacă aveți, luați-l. Hai să vedem ce farse facem astăzi la profă. Vedem, până gamerul găsește, eu sper că ați apus apătorul de Cocolac. Ia uitați că și lui ia până ce găsește, nu numai mie. Stai puțin că a apărut. Ce vrei capitolul să facem? Capitolul cu sport sau capitolul sportivă, profazi? Uite, opiu capitolul cu sport, Cristina. Uite acolo, ce interesant e treaba. Hai că n-am mai văzut așa ceva. Ia uite, știu cum se încarcă. Se încarcă, așa merge profa când... Felix, eu zic că asta este profa de sport. Nu, Cristina. Eu chiar cred că e profa de sport. Face și sport și mate. Și mate. Face sport și mate. Hai, repede la tablă. La tablă? Hai mai repede, aleargă. Wow, capitol special, Super Slomania. Îl jucăm pe ăsta? Nu l-am jucat pe ăsta. Asta să boxul vedem. Nu l-am jucat. Hai să dăm ăsta cu boxul. Putem dăm ăsta cu boxul. Sau capitolul 4. Ăsta l-am jucat pe toate? Parcă le-am jucat. Așa. Țin minte thumbnail-urile, nu? Ăsta cu cuptorul microonde l-am jucat. Mai facem aia cu sportul. Hai să facem. Deci, după cum ați văzut, cocolișilor, mai sunt pe care noi nu le-am făcut. Doamna fesoară, vrea să arate cât de boxeriță este ea. Ce dacă scaun așa pe spate, Cristina? Așa îmi place mie uneori. Vedeți, eu sunt mai mic așa. Din cauza scaunului, că eu de fapt sunt mare. Dar ridică-te cu scaunul ăsta în sus. Lasă așa. Hai să vedem, să vedem. Wow! Bă, ce pantalon roz are! Ce pantalon roz de piții! Mai te uiți la alte fete, bă, te-ai uitat la blonda aia! Bă, te-ai uitat la roșcata aia, vino încoace! Bă, te-ai uitat la brunetă! Ce pomnită! Te-ai uitat la fete nepăroase? Fără mustață? Ai grijă! Nu te uita la fete fără mustață! Hai să facem ceva ca să o zăpăcim pe profă. Nu te uita la fete fără mustață! Îți plac blonde fără mustață? Roșcate fără mustață? Hai să... Cică, trebuie să-i stricăm mâncarea. Știți că e sportivă și pentru sportiv e foarte importantă mâncarea. Uite, știu ce se antrenează toată ziua. Da. Ziceți voi dacă nu-i profă de sport. Eu sunt profa cu mustața. Dar ce să facem? Găsește ceva ca să-i strici mâncarea lui Francis. Ah. Ai mâncarea lui, nu-i mâncarea ei. Ok. Ok, hai să vedem. Cu ce? Nu uitați de la ei. Da, oricum au dat deja, pentru că fiecare cocolec înseamnă un fir în profa mustaței. Un fir în profa mustaței. Exact. Uite, Cristina, nou clește de mustață pentru mustața dură de duminică dimineața. Auzi, dar nu-i prima oară când zic profa mustaței. Mi-a mai zis și cocolicii. Am mai zis profa mustaței. Mi-a dat două din astea, dar nu știu dacă trebuie să le folosesc eu. Ți-a dat două, nu cred. A doua, adică una și încă una. Vezi că e în salon, deci dacă vrei, du-te pe sus în cumva să te vadă. Doamne soară, vă rog, nu veniți. Am cheia verde, doamne soară. Cheia dulapului cu mustața. Chestia este că mâncarea lui ar trebui să fie la bucătărie sau pe masă acolo în salon. Dar dacă găsești ceva care îi stric mâncarea, un piper care îi pune la etaj, în piperul toată lumea îl pune la etaj dacă are etaj lumea, nu? Da. Păi piper. Bă, dacă ne văd camera asta de muzică, e foarte șmecher, asta e camera de adolescent din asta. Deci are și camera de sport, are și camera de muzică. S-ar putea să fie profă de sport muzical. Nu, ea are meditație. Vedeți ce am zis? Ea dă note de 4 la toate materiile, Cristina. Ce știi tu? Da. Are și camera de DIY, nu știu, asta e profă dintre aia mai multe materii. Ea îi place să dea note de 4 la toată lumea, Cristina. Ea nu face diferența de note de 4 la mate. Ce? Era ceva pe jos. Ce? Aici, în stânga, lângă dulap. Ce? Lângă dulap! Unde? Dream, spatele tău. Aici. Frate, spate! Cheia asta? Pe ușa cealaltă. Aici? Pe ușa cealaltă, în dreapta, uite acolo. Aici? Aia ce? Asta? Da. Pișor, Cristina, mai dat-o... Mi-ai dovedit că nu știu unde să te uiți când zic ceva. Deci nu numai eu fac stai, așa. Stai. Ce găsim pe aici? Bă, la etaj nimica, Cristina, cred că trebuie să mă ascult și să ne uităm în bucătărie. Exact. Vezi? Doamne soară, uitați pentru vezi că ea vine aici, ai grijă. Vezi ce vine? Da, vezi că vine aici, Ferez, vine! Eu și vezi, nu mă asculti în viața asta! Eu sunt gamer, eu n-am zis că nu să mă prindă, pentru că este o profă cu mustață și eu sunt gamer. Dar mă uit să vezi ce aveți pe aici și după aceea mă duc în bucătărie. Uite, frate, prima dată în bucătărie. Dar dacă trebuie ceva, vreau să mă uit să văd cum se uite ea, cum dă note de 4. Am amintiri din școală. Și mergi prea repede, mai ușor să vadă abonații frumos. Uitați-vă.
aici când faci temele să vezi, să vezi pe profă că ea de aici are o cameră, să uită cu ochii ei. Așa. Ai poza ei de buletin. Poza ei de buletin, așa. Și aici mereu ciocolată pentru gușa. Normal, să nu cumva să scadă. Și aici se mănâncă tot ciocolată întreagă, niciodată nu se termină. Unde-i baba? Ia de ce am în frigider. Niciodată n-ai nimic în frigider. Am un tort. Oameni, ce fain arată tortul, o să fiu eu. Îl las pe jos. Expirat. E expirat. Auzi, dar unde e mâncarea lui Francisco? Ah, uite aici. Uite, vezi? Hot dog. Înseamnă că trebuie să-i pui ceva ketchup. Hai să vedem. Poftim. Dintr-o asta. Nu poți să-i pun? Eu nu mănâncă hot dog cu ketchup. Cine mănâncă hot dog cu ketchup, Cristina? Pune atunci oțet sau altceva. Oțet, nu. Nu, ulei. Hot, sos. Hot sos. Vezi că te-ai lovit. M-a durut, Cristina. Hot sos. Auzi? Nu se poate pune. Asta e dacă e în temnița asta de jos, dacă nu mergem în curte. Da, da, ce-și verifica manicura. Nu-i nimic aici. Nu-i nimic aici. Felix, eu zic să dai un hint, Felix. Stai că nu vreau să dau hint, Cristina, eu zic să nu mai dau hint. Hint! Ai plimbat foarte mult. E împută, dar... Dinamită! Și asta unde o găsești? Unde ține lumea de obicei dinamitele, Cristina? În basement, nu? Du-te că în basement s-ar putea să fie, dar vezi că sunt de vadă. Hai de mine, ce aproape fost. Gata, poți să te duci. Dar nu-i la etaj, ea? Nu. Nu? La etaj? Nu știu. E la etaj! La etaj. Se machiază! Du-te de pe aici și învârte-te. Îmi acopăr muștața, ce știe lumea? Hai să vedem următorul hint. Dynamite is a box in the basement. Hai, dacă nu ascult pe concurs, Cristina. Păi și care cutie? Uite acolo. Am alunecat pe jos, Cristina, nu vine să cred. Mi-a pus capcane. Trebuia să iei o cârpă. De unde iau cârpă, femeie? De la baie? A făcut lăcăraie. De la baie? Asta e cuvântul maică-mea. De când am fost mic, lăcăraie. După ce făcea Felix baie, ai făcut lăcăraie. Nu, și la când mă spălam pe mâini. Păi să știi că faci lăcăraie. Știți cum face Felix? O pasăre. Toată chiuveta și oglinda. Da, da, care este motivul pentru care fac asta? Cristina, îmi lasă, am prosop în bucătărie. La baie, am zis, unde ai prosop? Eu n-am prosop. Avem oglindă la bucătărie. Acum ai prosop la baie, că nu-i prosop la baie acum. Da. Nu este? Ba da. Mă aștept zorochi odată. Mă aștept drogile, Cristine, că nu-i prosop. Ai folosit hint-ul, Cristina, că așa. Deci, dinamita se află jos, da? Așa. Și? Atâta. Da, ai folosit același hint-uri. Dar nu m-am luat folosit ca un hint. Du-te prima dată să iei dinamita. Auzi, dai să iau un loc ca piche, nu? După aceea. Nu, că nu poți să iau dinamita, iubita, pentru că... Dar poate poți să iei prin altă parte, mai prin stânga. Mai prin stânga? Bă, în adevărul ce nu m-am dus în stânga, trebuie să recunosc că în stânga nu m-am dus. Să venim prin stânga. Poate găsești un prosop, nu este pe aici un prosop să șterge apa aia. Tu vezi? Nu, nu-l văd. Dar lumea unde ține prosoa pe Cristina? La baie sau la bucătărie, depinde de caz. Da, sau chiar și în cameră. Băi, vreau să iau prosopul ăsta. Hai să mergem pe sus și să vedem prosoape, că trebuie să vedem prosoape, Cristina. Este că tu te-ai învârtit pe sus și n-ai găsit niciun prosop. Da, dar nu m-am uitat după prosoape, Cristina, m-am uitat după alte chestii. Acum mă uit după prosoape. Uite, mergem în camera de tortură aici unde se dă lecții. Aici nu e niciun prosop. Vai, era un cârlig acolo, ați văzut? Era un cârlig, asta este că dacă nu faci... Hai să vedem, ei pe cea de la baie vreun prosop? Un prosop? Prosopul de gușă. Uite, uite la de baie. Nu, mi-e trebuie prosopul de gușă, ăla absorbe mult. Acolo e cea multă apă. Dar unde țineți prosopul de gușă? Profesorul de mustață ăla absorbe iar mult apă. Felix are dreptate. O fi un prosop? Băi, asta o fi un prosop? Ăsta ar putea să nu trebuiască prosop. Uite, uite, mopul. Așa, ia mopul. Este. Vezi că i-ai pe jos. Da, n-a provizoară. Puteți veni până aici sus. Veniți, vă rog, sus. Nu vine. Asta o să se ducă unde are ea treabă. Așa. Și mă duc în basmanter, mă să-ți meargă. Uite, Cristina, cât are capul, să fiu eu. Asta nu știu dacă intră pe ușă. Are capul mare că e deșteaptă, gândește mult. Da. Gândește cum se meditații. Spăl asta pe jos, da? Da. Yeee! Ce bine spăl, Cristina, fără mâini! Știu, bravo! Cu magic, mop magic. Nu merge cu asta, nu merge nici cu ciocanul. Hint! Cu ce, frate? Probar. Dintre toate lucrurile de pe planeta asta n-am luat... Uite aici, arangă-bangă. E bine. Arangă. Cât de tare că avem o arangă-bangă fix lângă. Stai, unde e asta? Unde e asta? Unde e? Bă, dacă vine după mine, jale, Cristina, eu nu merg cu jale. Băi, acolo sus, nu pot, trebuie să aștept. Știu, așteaptă, că după aia vine. Hai grijă. Se duce chiar la bucătărie, dar nu vreau să ia mâncarea lui Francis încă, că nu i-am pus dinamita. Vezi că se duce partea la altă. E la etaj. Ok. Bun, hai să punem asta și facem mai dau hint, că merg pe hint azi. Mi-a plăcea să existe
prof asta și casa ei în viața reală. Să putem să mergem, să-i facem o vizită. Eu cred că nu există, Cristina, asta e după caz real. Cred și eu că e după caz real. După caz real, Cristina. Nu ai cum atâta pasiune la jocul ăsta. Știi? Nu ai atâta pasiune. Asta e, asta e după caz real. Ia să vedem. Săracu, ce-o mâncat? Și-o pus proteza. Oh my god, de ce bătaie, dă. Îmi face knockout. O să explodezi dinamita. Oh my god, nu, nu, nu. Stai. Doamne. Nu știu cum se întâmplă, dar tot profa o pățește. Oh, profa, ai și scrum. Nu pot să cred. Profa, ai și scrum? Băi, o ieși scrum din ea. Stai puțin, cum adică? Adică eu am crezut că pățește o franchise, dar tot profa a pățit-o. Bă, mai e o fasă de făcut sau nu? Asta Doamne, e... hai să vedem ce mai putem să mai facem data viitoare. Ia uitați, câte farse mai avem pe aici. Mai sunt farse, Felix. Pot să-l fac pe ăsta foarte repede, dacă vrei. Ești sigur că ești atâta de game? Care era ăla de Paște? Nu mai știu care era. Asta cu robotul. Nu, robotul de masaj. Am făcut ăla cu robotul. Asta dacă vezi, poți să fac repede. Poți să fac foarte repede pe ăsta. Hai să vedem. Asta te facem data viitoare, următoarele două. Deci asta fac foarte repede, n-ai treabă cu gamerul. Deci cu gamerul facă hint și face repede. Hint. Deci profa și-a cumpărat un aparat de făcut Masaki. Telefon are aia. Da. Telefon. Și-a cumpărat ultra de făcut Masaki pentru profe cu adevărată mustață. Să nu lăsați amprente pe oglinda mea. Că nu mai văd toată mustața. Nu mai văd toată mustața și e important fiecare pic de mustață. Ele numără fiecare seară. Da, da. Se vadă dacă nu pierdu vreunul. Știți cum se numără copiii din autobuz? Se numără copiii din autobuz? Se numără. Înainte să pleci, sunteți toți? Din autobuz. Care face seara? Sunteți toate firele? Toate firele de mustață? Ok, aici nu-i nimic. Gasolină. Deci trebuie să-i stricăm masa de masaj a profei. Hint! Eu zic ori o faci să miroase urât, ori să fie foarte alunecoasă. Finger powder, am înțeles. Zice să-i găsim pudră, da? Da, da, da. Ca să-i deschidem telefonul, știi? Da, da. O fac aici. Poate e la baie pudră. Finger powder. Pudră de dește. Da? Sau cine știe, pui niște făină la bucătărie. Da. Bă, ți-ai închis ușa? Uite, știu, își face masaj în dita mai living room-ul. Uite că am găsit aici. Fingerprint tape. Dar și trebuie și powder, nu? Acum? Trebuie să găsim powder. Ok. În TV room. Hai să ne ducem la TV room. Lasă asta aici, că nu poți o iei. Asta e TV room-ul. Eee, da. Asta-i! Uite. Pudra. Și punem pe finger tape. Da. După aceea punem pe telefon. Nu. Punem pe altceva. De pe ce putem să luăm... Aoleu, să nu cumva să stai ușă în nas. Asta e telefonul. Asta e oglinda. De pe oglindă, că pe oglindă o zis că sunt multe amprente. Stai puțin. Pui prima dată pe oglindă și de pe oglindă pui pe telefon. Da. Stai puțin. Îmi plac chestiile astea de detectiv. Ia tape-ul ăla. Nu m-a lăsat. Acum te lasă. Ok, punem pe oglindă, numai să vină jos. E ceva pe aici. Ce am găsit aici? Ce e asta? Ciment. Punem ciment pe masă? În loc de ulei folosim ciment la asta de masaj. Dar uite că ea n-are nevoie de masioză, își face singură. Da. O să o facem cimentată. Cimentată. Doamne soare, vă rog frumos, nu stați sus că vreau să fac o varză, vă rog frumos. Așa, du-te la bucătărie. Te de fraier poate să fie profesoară uneori. Las-o să coboare, știi? Așa, du-te pe la bucătărie. Așa. Nici fraier poate să fie profesoară. Așa, bă, dar eu-s rapid, adică n-ai treabă cu mine. Tot aleargă asta. Nu mai veni în casa mea! Acum unde e telefonul ei? Acum să vedem unde e telefonul. Dar unde vă ține telefonul? Find the mobile. Mobile phone is placed in the office room. Acolo, camera cu birou. Camera cu birou, uite, vine de aia, note de patru, ai grijă, vine profa. Asta e camera unde după ce a dat notele le face și mai mici. Bă, toate o să am dat 4, 3! 3! Am fost prea îngăduitoare. Uite ce-i. Așa. Bă, ce telefon are masaj relaxant, masaj Siatuki. Și ea, nu știu cum e la. Siatuki, e masaj care primești pumn în loc de palme la masaj. Ia să vedem ce experiență o să aibă profa cu masajul. Da, zoară, mă ascund aici, deoarece s-ar putea să ar mustața când faci masaj. Gata.
Cu siguranță o să pice o grămadă de fire. Deci, stai deci cum lațele pică din păr, din cap? Dar nu trebuie asta, că după aia rămâne fără mustață. Și de fapt așa, pe dacă crește, știi cum le crește? Crește imediat, crește, până de seară crește. Ia uite, se duce, este timpul să mă relaxez. Deci, sper că am făcut farsa bună, că dacă nu farsa bună, nu știu ce fac, știi? Ia să vă casa cum arată până sus. Băi, e foarte mare casa asta. E foarte mare. Ce mai este acolo? O cameră nouă sus? Unde? Sus de tot aia? Aia da. De acolo? E podul. Ah, uite, știu cum face masaj. Ce s-o lipi de aia de acolo de jos? Nu știu. Oh my god. Îi dă cu ciment și dă și pum, pum, îi dă cum am zis. Pum, 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 poate oh profa. Nu, mi-a căzut mustața! Mamă, dar abia aștept să facem și farsele noi. Nu uitați să rupeți butonul de Coco-like și ne vedem data viitoare. Pa! Ce-a văzut-o fost? Eu căzut mustața. E după caz rău, deci profa asta care există undeva și se joacă așa. Oh my god.